studiam muzică de la 6 ani, am terminat conservatorul, muzicologie. Vreau să cântăm hitul Verii. Ce zici, te bagi? Păi, da, cum să nu? Fac televiziune de 10 ani. Da, ai partitură? Am și o partitură, normal. Vrei să-ți cânt? Da. Am intrat în televiziune să fac muzică clasică. E singurul loc unde pot să le fac pe amândouă. Vlad cântă și în festivalul Enescu anul ăsta, chiar o lucrare de-a lui. El repetă în clipa asta. Câteodată e mult mai ușor să comunici când cânti, pentru că cumva concentrarea celor din sală e la alt nivel. E greu să fii creativ pentru că trebuie să te autodepășești tot timpul. Corina ține și cursuri deseori. Astăzi va coordona un workshop despre creativitate. Să încerci să nu te repeți pe tine. Evident că o să te repeți. Vreau să înțeleg despre ce este workshopul ăsta. Tu ești cine ești, atunci când ești sincer și autentic, tot tu ești. Hashtag creativ. Ta-na-na-na. Astăzi, această asersiune a mea, această informațiune a mea, asersiune, informația mea este confirmată de... Asersiune și deformație? Această asersiune a mea, această informație a mea... Dar nu cred că asta a vrut să spună. Asersiune, da, nu cunosc acest cuvânt. Nu cred că există, nu? Ce voia să spună? Această asersiune a mea... Cred că voia să spune asertiune, dar... Da, da, nu, asertiune cred că voia să spună. Și am mai zis divagație... Astăzi... Această asersiune a mea, această informație a mea... Da, deformația, cred că informație, ce voia să spună? Astăzi, această asersiune a mea... Asersiune? Termenul asersiune nu există în dicționare. Vorbitorul a creat ad hoc termenul asersiune prin combinarea doi termeni foarte apropiați ca formă, dar cu sensuri diferite. Asertiune, care are sensul enunț, afirmativ sau negativ, care este dat ca adevărat, și aversiune, sentiment de dezgust sau de antipatie profundă față de cineva, oriceva. Eu, Google, Dex, tot timpul am deschis Google-ul, serios, am toate aplicațiile mele, apare Dex-ul. Pentru că, într-adevăr, câteodată mă întreb de pluralul unor cuvinte și chiar dacă le știu și mi se pare că nu sună bine, mă duc și pur și simplu mă verific. E ca și cum avea un dicționar în față. Ce părere ai despre participiul verbului arage? Aras, incredibil, dar da. La negativ folosim forma infinitivă. Este nu face, pentru că infinitivul este a face. Nu zice, pentru că infinitivul este a zice. Nu? În general, problema e la negativ cu imperativul. Minte, minte-mă și nu mă minți. Este infinitivul, a minți și minte-mă. Da, da, e o regulă foarte simplă. Dacă te gândești la infinitiv, chiar dacă nu-l știi, îți pui... Durează o secundă să-ți pui infinitivul verbului și apoi îl folosești. Oamenii au probleme și cu știi, cu nu înțeleg, cu iu ăla, dar dacă iarăși pornești de la forma verbului, nu? Dacă iei, de exemplu, a mânca, tu mănânci, ai un i. Ok, verbul a ști. Deci mai adaugi un i, tu știi, pentru că e... Dar sunt reguli. E atât de simplu, de asta spun că și în limbi străine, dacă înveți regulile, e mult mai simplu decât să te întrebi de fiecare dată oare e, nu știu, dentiș sau dertiș sau dat. O să te gândești. Da, omul sfințește locul. Oriunde aduci un om cu har care știe ce face, poate schimba o structură. Nu știu, mă refer și, uite, și la un restaurant, dacă e un loc aici, în Dorobanți, care dădea faliment. Era un loc unde nu mergea nimic. Și de vreo 2 ani a venit o echipă nouă. Și e plin. Și același loc, în același spațiu. Dar a venit cineva care a făcut cu cap și pasiune și cu iubire. Sunt foarte norocoasă, nu știu câți oameni apucă să facă exact ceea ce le place.